Ce ai așa, tati, mă? S-a trezit băia. Hai, mâna, el, uite-te și la mine să zic fața aia pe s-a trezită. Tata? Tata! Bună dimineața! Este a doua zi ca lumea de Autorilota, a treia zi de când suntem în Autorilota, cu Autorilota. În vlogul de astăzi plecăm către Harghita, județul Harghita. Am găsit ceva frumos pe acolo, avem 2 ore și jumătate de condus de aici, din Sighișoara. Vă luăm cu noi, azi va fi o zi mai pe chill în care vom face grătărele, la alea, va fi mega chillex, sau cel puțin așa ne imaginăm noi. Asta pentru că atunci când mergi cu Autorilota, nu poți fi sigur de nimic. Propun să înceapă vlogul și vom face niște chestii administrative în prima fază. Trebuie să golesc rezervorul de apă murdară, să umplu rezervorul de apă curată, care e la 0%, acum am încercat să mă sul pe dinți și era de jale. Și mai avem o chestie de făcut, trebuie să golim fosa. Asta e cea mai neplăcută parte a aventurii cu Autorilota. Da. Prima chestie, ne deconectăm de la curent. Pac! Și gata curentul. Astea ajung în portbagaj. M-am culcat în astea, fete, ce vreți? N-am experiență cu de-astea. Și acum mă chinui să-l bag al lume. Cum a început dimineața, domnul soț? Cum a fost dimineața asta? E lovit, uitați-vă la ea, și-a pus ochelari să nu-i vedeți cearcănele. Da, și nu că am băut asta cu baliberi, ci pentru că domnul șef s-a culcat, s-a trezit și după aia nu voia să mai dormă la loc. Da, bă, e greu cu copilul cu Autorilota. E mai greu decât ne așteptam. Da, din păcate, da. Asta e. Ia, stai că vine să te ajute. Vine șeful. Știe el. Deci dacă se văd acolo, sunt indivizii familiei. Doar 2 dintre ei, să știi că e în Autorilota. Ce s-a întâmplat? Căutați pisicuțe, ați găsit ceva? Ce? E ce distracție, e ce fosă. Mă uite, cu ambele mâini, că n-ai cum altfel. Ia uite-o. Destul de plină. Așa. Eu că îi place să cadă. Îi place efectul de cădere. Hai de drăguț. Da? Mă caut o piatră. Iar urmă stau la pândă, aștept să se umple acolo și în momentul în care curge de pe afară, eu am oprit beleaua, că în mod normal se face în doi acțiune, dar acum e complicated. Bă, dar durează ceva până se umple, bă, băiete. Ți-a aduce un el în cadou. Ai găsit ceva, tati, pentru mine? Da, am găsit ceva pentru tine, super. Hai să-i arătăm, tati, aici, stai că s-a pierdut în aceste multe pietre. Ia uite ce a găsit noi. Două pietre. Ia, hai că a dat pe afară. Bun. De ce nu mai tare, tati? Ne adaptăm și noi, nu? Cum mă duc să duc beleaua? Regula numărul 1 atunci când colegi beleaua asta e să o scurețe, că s-o umpli cu apă și s-o curățe, că nu știu cum să explic. O golești prima oară, după aia pui apă în ea, o agiți bine și faci procesul ăsta până iese apă curată de aici, știi? Asta înseamnă că e curată. Și după ce ai terminat, pui cam un litru de apă și după aia pui, în cazul nostru noi avem, de obicei sunt pastile, dar aici văd că avem un lichid. Și mi-a spus tipul de unde am luat Autorilota că pui un capac, fix un capac de ăsta. Și în cazul nostru punem un capac de ăsta de substanță de asta. Apropo de substanța asta, de-aia e bine să golești fosa, adică e, cum zic, e necesar, e sfânt să vezi, la toalete chimice, special create unde se duce și beleaua, dar și chimicalele astea care nu știu ce fac ele, dar fac chestii. Neutralizează mirosurile. În principiu, mai propriu ca asta. Acum, mai e o chestie foarte importantă pentru cei dintre voi care veți merge cu Autorilota, la fel, asta e regula 2 sfântă. Foarte important ca beleaua să facă click când o bagi aici. Azi, click-ul. E sfânt click-ul. Altfel, e riscul să dea pe lângă atunci când și nu vrei să se întâmple asta. Oricum, majoritatea autorilotelor noi au niște senzori care nu-ți permit să folosești toaleta dacă nu a făcut click-ul ăsta aici. Click, gata.
Gata, asta a fost. Mai avem o singură chestie de făcut, de golit rezervorul de apă murdară. Și asta vom face aici, că e o... Rigolă. Rigolă, așa nu venea cuvântul. Unde se... trebuie să poziționez perfect mașina. Și aici mă va ajuta Georgiana. Gata, am terminat aici. 2 ore și 14 minute până la camping, pensiune camping 4, așa se numește. Haideți cu noi. Bă, dar frumoasă e Sighișoara, frate. O bijuterie de oraș. Hai să vedem ce ne așteaptă la Gheorgheni, Gheorgheni. Bă, pensiune camping 4. Bă, ce frumos se așează munții în față. Plana râu de tot zona asta, e una dintre cele mai frumoase zone din țară. Lui Noel îi plac animăluțele, așa că i-am pus niște animăluțe pe tabletă. Tot felul de sunete, de chestii, e super fascinat, iubește animalele. Trebuie să mai merge la grădini zoologice de-astea până afară să vadă cum am fost la bioparc. Ideea e că noi am tras puțin pe dreapta și de asemenea dai play aici, că a plecat Georgiana să nu facă scandal. Să duc Georgiana să ia pâine și niște Pepsi și nu știu ce mai ia. Și ne-am mai stat puțin așa aici, stăm vorbind de cocoșei de alea, dubioșine de astea pe YouTube. A adus soția pâine de asta de aici, de la băieți. Ia uite, mamă, deci cât de caldă e. Și am mai luat niște chestii. Ce? Am luat tot așa făcut de ei, ruladă cu nucă. Și niște brânzeturi, am văzut că era și aici pe un gard, e un afiș. Torocăi. Da, e o brânză făcută de ei aici local. Mă, zis, mă, că uite, cine da, să nu se poate. Ia uite, brânză cu piper și cu chili. Cum e? Mamă. Și cine trebuie să guste, nu? Specialista în băinica. Și doamna asta așa? Hai, ia de la Băsescu. Ba, mă, nu mai, deci nu... Nu o să vezi atâtea fițe și supărare, ia... Vai de mine cum a luat, băi, deci face niște bășini incredibil. Deci pâinea asta. Mă. Să dau și lumea. Era așa. Puteți să cumperi un sfert jumate. O roată de pâine. Ești curios să vezi ce bună e? Hai, gustă. E foarte bună. Miam, miam. E bună? Nu, no, iau de aici de la mine, că o mănânc pe toată. Hai, dă-o încoace, da. Wow. Mm. Mai avem 2 minute până la destinație. E foarte frumoasă zona asta. Hai să vedem cum arată campingul. Doamnelor și domnilor, aici este campingul. Pensiune 4, camping, aici intrăm. Ce frumos e! Tu? Tu e chiar frumos, nu? Mamă, trebuie să acum o mare poză aici, așa cu... Cu autorul ăsta. Mamă, ce organizată treaba și uitați-vă ce parcelare frumoasă! Cât spațiu ai! Aha. Practic fiecare cu parceluța lui! Da! Ce frumos arată! Și căsuțele astea, bă, ce frumos e! Chiar arată super frumos! Cred că parcăm aici așa ca să avem măsuța aia acolo, nu? Da. Cred că aici, tu faci că suntem singuri în tot campingul. Și cred că aici o să o parcăm. Georgiana se duce cu noi la Leagăn. Foarte drăguț. Te duci și pe tine, tati, în Leagăn, imediat. Am ajuns la destinație, tati. N-ai făcut bine, că trebuie să cobori, să sari de pe scaun și după aia să răi de acolo, dar asa. Nu vezi și tu, că ești micuță. Hai să facem check-in-ul. Mă, e superb, deci e unul dintre cele mai frumoase camping-uri în care am fost. Minimalist, verde, înconjurat de copaci ăștia, de brazi ăștia, așa. Mamă, că abia să ridic doar una, sau cum se vede. Ne-am făcut aici așa, avem pagestea asta noastră micuță. Mamă, o să trag curent de acolo. Hai să vedem cât costă. Apropo, în partea cealaltă, unde am fost în Sighișoara, a fost 120 de lei o noapte. Ei calculează la persoană, 60 de lei de persoană. 120 de lei mi se pare super, super ok, având în vedere condițiile de acolo, mai ales că aveai și piscină. Scurs cât aici. Am vrut să-l dau un Leagănul ăla și a venit la ăsta, s-a dat jos că vrea în ăsta. Știe, băi, ce mare. Avem și restaurant, avem și recepție aici. Bă, ce blană-i locul. Păi se putea să fie totul perfect? Nu se putea. Câinii nu au voie aici.
în spațiul comun. Dacă rămânem aici, trebuie Sasha să stea în lesă cât stă lângă autorulotă, iar pe aici, în spațiul comun, nu are voie. Asta apropo de întrebările alea, da Sasha, de ce nu vine cu voi? Da Sasha, ați uitat-o? Da Sasha, da Sasha. Uite, suntem într-un camping în mijlocul munților și nu te lasă cu câinele. Asta ca să înțelegeți problemele din țara asta când vine vorba de un câine de buzunar, un breloc de ăsta cum e Sasha, da? E 99,9% dintre hotelurile din țara asta nu te lasă cu câinele. 99,9% dintre restaurante nu te lasă cu câinele. Jumătate dintre restaurantele cu terasă nu te lasă cu câinele. E o țară care este împotriva câinilor. Și voi mă întrebați de ce nu luăm cu Sasha, de ce nu luăm pe Sasha cu noi. De asta. Mâncare la restaurant? Da, o mâncare la restaurant. Și o lasă la restaurant, pe terasă? Nu. Pe ce terasă? Unde vezi terasă? A, n-au terasă la restaurant? Nu, n-am văzut. Nu, mâncăm la unde asta, ne luăm mâncare și mâncăm fie aici la măsuța noastră, fie la măsuța asta. Bănesc că nu ne zice nimic că suntem la 5 metri de autorulotă cu câinele. Ce mănânci acolo? Noi mănâncă niște porc. Bine că ne lasă cu copilul, vă, ești nebun? Ce mai rău e mașina? Bă, locul este foarte, foarte frumos. Și când mă tot repet, dacă n-ar fi fost prostia asta cu câinii, pe regulă asta, locul ar fi fost 10 din 10. Așa îi dau doar 8 din 10. Adică ai de toate aici, uitați-vă și voi. Ai electricitate, urmează să vină să-mi dea drumul la panou. Ai apă. Să-ți umpli mașina în caz că ai mui fără apă aici, de la atâtea dușuri. Au fost sau de toate. Fosta de asta ecologică, adică top, 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 top. Doamne și domnilor, am tras și copertina să avem umbră. Am pus măsuțele, am tras și un cadru frumos cu dorona. Să și căi înăuntru că, na, hai că îi punem lesa. Să lăsăm aici, da. Partea mea că avem lesă de aia lungă, știi? Așa că poate să se ducă unde vrei aia pe perimetru. Hai, tati. Hai cu tata. E ce zonă, ce a făcut? Am comandat de mâncare. Două porți de supă de gulaș, o supă de legume pentru domnul Noel. Și am vrut să iau și niște goluște cu pune și au zis că nu au. Și era în modul, cum aici nu aveți? Dar am la clătite. Și sau nu mă la clătite. Nu mai știu dacă am la clătite, dar am la sirop de afine făcut de ei. Sunt un haos, știu, mulțumesc, pa! Înainte să pleci, stai așa, nu pleca. Zile oamenilor puțin despre campania Socar, ca să știe că și ei pot să meargă cu autorulota, pentru că oamenii de la Socar... Dacă alimentați din orice benzinărie Socar din România și înscrieți bonul pe concurs.socar.ro de minimum 150 de lei, cu combustibil de nano. Da. Puteți să câștigați unul dintre cele două premii a câte 6 zile cu autorulota sau unul dintre cele 50 de vouchere a câte 200 de lei pentru combustibil. Foarte bine. Link în descriere. Știți că această serie de clipuri cu autorulota este făcută în colaborare cu oamenii de la Socar. Lucru care mă bucură foarte tare pentru că mi-era dor să mergem cu autorulota. Și asta e scuza perfectă să mergem cu autorulota. Perfect. Tati e la bustul gol. Noel e foarte concentrat. Mami s-a dus acolo să verifice că trebuie să facă și ea niște materiale. Fashion. Fashion. E bine, îmi place. E foarte tare că suntem doar noi. Georgiana e dezamăgită că avem un gulaș care nu prea arată gulaș. Este o zeamă lungă și arată genii cu carne, nu știu ce carne, este de porc. Noel are supă de legume, nu? Supă de carne, da. Bă, să zic că e bun. O zeamă mai bună cu cartoful. Eu nu am spus că nu este bună, am spus că asta nu este gulaș. Sau poate e gulașul de aici, de unde suntem noi. Bosul ăsta nu este gulaș, nici ăla pe care l-am mâncat nu a fost gulaș în Sighișoara, aia a fost o reinterpretare. Gulașul este gros, este o carne de vită, are boia și nu arată așa. Deci eu cred că aici este o problemă cu denumirile. Asta este supă de carne, se spun găluște, care arată genial, am mai comandat deci încă una. Deci au zis că e supă de carne așa și de fapt supă de gâlă.
E lost in the translation, știi cum e. Mă, cât de bune e. Mie îmi place foarte mult, să știți. Chiar acest gulaș care nu e gulaș. Mie îmi place. Probabil că și George ne-i plăcea. Da, care mânca. Dar și-a mai luat o spă de gălăși. Am gustat și nu e pe gustul meu. Mănânc eu, doamnă, nu-i pe mine. Nu, și carne e foarte bună. Ele, mă! Ele, mă! Ce, mă, tati? Ne uităm după pis-pis? Ne uităm după pis-pis? Ăsta avea Cuba Liber. Tati, tu ai voie doar virgin, nici măcar virgin Cuba Liber n-ai voie, adică nici Pepsi n-ai voie. Ce să-i faci? Bă, deci ne-a terorizat ăsta. Fii atent că pun furtunul cu apă pe tine dacă nu ne lași în pace. Vezi de treaba ta cu terorizezi pe Sasha. Îi creezi disconfort. Na, nu există așa câine, deci nu există. Îi place haosul, bă, băiete, nu există. Nu, el se bagă la Nani. Și tati se bagă la o Cuba Liber. Niște clătite. Am luat două porții de clătite, că sunt foarte bune. Am dat 100 de lei pe toată masa aia acolo. Porții de clătite, două siropuri de afine. Au fost până la urmă patru ciorbe, adică două de gulaș, două de găluște. Pâine și cam atât, 100 de lei. Se aude gălăgie din autorul ăsta. Am stat și m-am chinuit cu vlogul să-l uploadez. Mamă, e haos cu netul. Uite, e un mare dezavantaj când mergi cu autorul ăsta în zone de-astea mai remote, să zic așa, cu toate că suntem într-un camping, haos cu netul, adică pentru un creator de conținut care vrea să uploadeze materiale, aici e problema, că dacă vrei să pui o poză, două poze, un reels, e ok, dar pentru fișiere mari, vloguri și alte chestii, e complicat. Hai să vedem, cred că s-au trezit boșii. Deci fața lui Noel când se trezește este cea mai frumoasă față pe care am văzut-o vreodată. Te râde cu toți dinții aia, frumoși. Ce așa, tati, mă? S-a trezit băiat. Am un el, uite-te și la mine să zic fața aia prea s-a trezită. Tata? Tata! S-a trezit, ciocolata! Nu, a vrut să plângă și a zis, nu plânge băiatul. Zis, nu, nu, nu plânge băiatul. Ce râd? Totuși pasă aici, agitata. Lași să-și ieși drumul puțin să respire și fiți atenți aici cum o să reacționeze când o vede pe Georgiana. Care vine încoace. Fiți atenți aici, cadru. Deci Sasha e obsedată de Georgiana. Este feblețea ei, iubirea eternă a ei. Fiți atenți. Ia. Sasha! Ți-a dat drumul! Nu mă așteptam! Nu mă așteptam să vii aici, tu lângă mine! Nu mă așteptam! Ce se întâmplă acolo, tata? Să dau și eu un pup, bine, să dau și eu un pup, de o sluiță. Ai făcut nebunele? Ai făcut sau, mamă? Ați-a făcut nebunele? De ce ți-ai lăsat mâncare? De ce ți-ai lăsat mâncare pe jos? O să mănânci de pe jos? Pe loc. Vezi că asta este fentă. Cum ea se uită așa, gen într-o parte. Da, am văzut-o, pe mai devreme a plecat. Auzi, mai devreme a plecat, da? Nu mai scandal face, nu mai scandal face. Nu mai scandal, confirm? Zici aici pe camera că Sasha face scandal? Da, aia. Au, lasă căciula în cap, altul care face scandal. De ce scos căciula din cap? E rece, mama, aici chiar e frig. Haide, fă-ți de cap, aleargă, distrează-te. Atâta timp când nu te duci foarte departe, poți să alergi cât vrei tu, iubirea mea. Și mai devreme se duduse încolo, după tine, la baie. Ia auzi. Parcă știe, vezi? Așa, păi i-am zis. E deșteaptă, mă, înțelege tot. Doar se preface că nu înțelege. Vândătoare. Asta nu-i de mâncare. Noel absolut orice găsește pe jos sau îi dau eu în mână, băț, piatră, con, aici de față îl bagă în gură. Nu-i de papa, mama. Cineva se dă în leagăn. Chiar cred că trebuie să-i pune leagănul în corte. E obsedat, frate, iubește leagănul. Dar și eu iubeam leagănul când era mic, deci... Ce copil nu iubește leagănul când e mic? Tata! Hei!
Să țipă să așa în lesă în timp ce te dai în leagă. Ăsta ar fi un nivel, da. Bă, domnule Ionescu, nu te poți să abține. Deci, ce ai viața ta, hă? Păi da, cum? Mă, aproape că aș fi șocat să vină ziua în care să-mi zici că devii vegetariană. Sasha este izolată în autoarulotă pentru că e riscul să vină să bage nasul acolo și să se ardă. Așa că, protecția copilului... Plus că pisicuța aia era pe aici, mai de vreau iau-te. Asta că Sasha... Deci facem o friptură corectă. Doamne ajută, e fix ce trebuie. Da. Mănânci și tu dat e friptură? El are voie? Asta mănânce și el, bă, nu mi-o fără voie. Hai, ți-l voie, bă! Asta e efectoră aia japoneză, din vită japoneză, vaigu, waigu. Da. Ăla. Aia. Asta s-a făcut mai repede că e mai subțire. Noi oricum mâncăm el, Dan, deci... Probabil că am făcut mare sacrilegiu, îți dai seama. Nu contează. Fac 10 japonezi harakiri acum. Mă, cum a putut să fac așa ceva? Important e să fim noi fericiți, că noi mâncăm, nu mănâncă japonezii. Adevărat. Ia, gust e prima bucată? Normal. E mega suculentă. Ai pus tu niște sare, ceva sau mănânci? Am pus așa? Normal. Și puțină pâine de aia săsească, de-am luat noi de aici, de la băieți, ca să muiem, să muiem acolo. Cu gusta. Băi, e bună. Dar îmi place mai mult aia alta. Clasic, marianelesca. Da, e mega suculentă, pentru că are nervurile alea de grăsime. Exact. Dă un e marmorată. Mașala. Da. Adă pâinea aia încoa. Acum aduc, trebuie să mai pun niște sărică. Mie mi se pare că are gust de la deficat. Poate sunt nebun. Cel mai probabil sunt nebun. Ia să mai gust. Îmi place mai mult ribeye la clasic. Și ești cu vreo 50 de lei mai ieftin. Ce ai zis? Da, are gust deficat. Mă, ți-am zis? Știu, poate sunt nebun. Sigur este nebun. Dar are gust deficat. Așa se mai pâinea aia bună. Pâinea aia luată de aici la câțiva kilometri de la veți. Grăsime, pâine cu grăsime. Iau, pâine cu grăsime. Spune și eu mănânc. M-a bărit ăsta. Acum vreau să spun și eu ceva. Îmi place mai mult ribeye-ul. Vezi, mă, cine zice că suntem bășinoși și alea-alea? Suntem oameni simple, plăceri simple. Nu că ribeye-ul ar fi mai ieftin, adică ar fi ceva ieftin. Și ăsta o delicatesă, da? În comparație cu japoneza, mi se pare că e mai fragil decât japoneza. Japoneza e mai... carne e mai densă. Au fost făcute la fel amândouă, adică nu pot să spui că are legătură cu felul în care am pregătit-o. Și are un gust mai puternic. Adică nu știu, o să mai pe placul meu. Asta e. Judecați-ne și ce dacă? Deci facem un FaceTime cu Bunești. Bunescu-i la bustul gol. Nu vrea să ne arate bustul ăla sexy. Pentru că n-au podoaba ta. Distinși consumatori de vloguri ionescene, ăsta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Ne vedem mâine, dacă mâine nu-i duminică. Dacă mâine e duminică, ne vedem luni. Vă pupăm! Pa!